Da. Tocmai, dragilor, iată din nou un telefon, numai că Roxana ne-a mulțumit. Alo. Vă rog frumos. Da, Vodafone, da, da. Da. Hai să încercăm, doamnă. Mă ocupam eu cu altceva acum, dar haideți, haideți, vă rog frumos. Nu, 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 haideți, haideți, haideți. Da. Bună seara. Tu ești, cine ești tu? Cum te numești? Adelin. Adelin din? De lângă Timișoara. Poftim, Adelin, te rog frumos. Dacă A, B, C aparțin lui el plus, da, da, că A plus B, totul pe lângă B plus C, da, pe lângă C plus A, da, decât tot 8ABC. Ei, de mine ți-am știut exercițiu. Îți place? De unde l-am știut eu, mă? V-am stat de vorbă cu tine la exercițiu ăsta? Deci, Adelin, am stat de vorbă cu tine la exercițiu ăsta? L-am știut eu dinainte? Ce părere ai? N-am stat de vorbă cu tine. Hai să ne apucăm de treabă, Adelin. Deci, dacă A, B, C sunt numere reale pozitive, ce înțelegi tu prin R plus, prin numerele reale pozitive? Așa. Tot felul de numere. Adelin, dacă am face, dacă am luat dreapta, pe o dreaptă, te rog să desenezi și tu asta, da? Da, o dreaptă, pur și simplu. Și undeva am fixat pe un punct 0, atunci hotărâm că stabilim împreună, în momentul de față, dar de fapt este stabilit de foarte mult timp, ca în dreapta să punem numerele pozitive, iar în stânga să punem numerele negative. Bun, ai făcut, ai întâlnit asta și la școală, în mod sigur, dacă, da? Ei bun, se ia undeva unitate de măsură, Adelin, un segment micuț, da? Și cu ajutorul segmentului ăsta îl luăm de la 0 în dreapta și fixăm pe 1, apoi 2, apoi 3, încă o dată în segmentul 4 și mai departe, da? Și astfel punem toate numerele naturale de la 0 în dreapta, 1, 2, 3, 4 și mai departe, până la plus infinit, bine? Bun. În stânga, Adelin, vom pune minus 1, minus 2, tot cu segmentul ăla, îl punem o dată de două ori, aceeași mărime. Bine? Minus 3, minus 4 și continuăm. Da, măi, Adelin, dar au rămas multe puncte. De pe dreapta asta noi am ocupat un singur punct, 1, care a însemnat, de fapt, distanța de la 0, 1, conform măsurii segmentului pe care l-am luat ca unitate de măsură. Dar poate să fie și 1 pe 2. Adică jumătate dintre 0 și 1 este un punct acolo, 1 pe 2, bine? Apoi, putem să luăm jumătatea jumătății acestea între 0 și 1 și o pătrime. Bine? Și așa mai departe. Dar rămân multe puncte, între 0 și 1 foarte multe puncte. Noi am luat doar o parte, o doime, un singur punct, o pătrime. Și așa și mai... Dar sunt și alte numere. Ei, toate numele cu putințe pe care le putem pentru dorința asta de a ocupa axa foarte bine, toate numerele acestea, mai întâi 1 pe 2, 3 pe 2 ce înseamnă pentru tine? Hai să spun, te rog să-mi spui ce înseamnă 3 pe 2. Cam pe unde să-l pune pe 3 pe 2 așa cum am plecat noi la treabă? 3 pe 2. Între 1 și 2, da?
Cam cât ar însemna 3 pe 2? După... Tu ești din clasa 9, da? 3 pe 2 înseamnă cât? Un întreg și o doime. Un întreg și o doime, da? Sau altfel spus 0,5. Pardon, 1,5. Un întreg și jumătate. Unde să-l pun deci pe 3 pe 2? Ca poziție? Excelent! Foarte bine! Aici îl pun. Gata, merg cu mâna ta. Aici este 3 pe 2. Corect. Corect răspuns. Te rog să spui unde să-l pun pe 5 supra 4. 5 supra 4. Între 3 și 4. Ca să fie între 3 și 4, ar trebui 3 în 3 și ceva. Uite, pe 5, dacă îl împarți la 4, cam cât îți dă, așa, după puterea ta de înțelegere, 5 împărțit la 4, câți întregi ar face? Un întreg, da? Și? Un întreg și? Hai! Și o pătrime. Adică, mai exact, dacă îl împarți pe 5 la 4, face 1,25. Care înseamnă un întreg și o pătrime. Acum, dacă e un întreg și o pătrime, trebuie să mi-l poziționez foarte bine pe 5 pe 4 ăsta. Cred că jumătate, e un întreg și o pătrime. Jumătatea cui? Cărui interval? După 1, pe care interval să-l împart în 2? Hai! Deci, așa, între 1 și 3 pe 2 să-l împart în 2 și acum ești convins că am făcut o treabă bună și aici ar fi 5 supra cât? 5 supra 4. Da, Adelin. Concluzia este următoarea, că umplem cu greutate punctele de pe dreaptă, da? Cu multă greutate. Ei bine, să înțelegi tu că toate numerele fracționare își găsesc poziții, orice fracție își găsește o poziție pe aici, pe undeva, un punct, de fapt, de pe dreaptă. Și totuși, Adeline, și totuși rămân goluri. Ai putea, ți-amintești cât face radical din 2? Cât face radical din 2, așa, după? Cât ți-amintești? 1,41 și puncte, foarte multe decimale. Știi tu dacă încerca să extragi cu precizie radical din 2, vei reuși vreodată? Nu. Foarte multe decimale. Dar și el este un număr. Trebuie poziționat pe acolo, pe undeva, pe axa asta. În concluzie, dacă am pune toate fracțiile cu putință, ca o sită deasă trebuie să te gândești. Cât ar fi deasă sita aceea, tot ar rămâne puncte. Goale, da? Tot ar rămâne. Ei bine, punctele acelea care rămân neacoperite, se acopere de radical din 3, de radical din 7 și așa mai departe. În clipa în care s-a umplut complet toată dreapta, s-a construit mulțimea numerelor reale. Deci, Mădăline, când zici mulțimea numerelor reale, trebuie să-ți închipui că ai umplut foarte bine dreapta. Au fost mai întâi numerele întregi, apoi numerele fracționare, toate fracțiile cu putință, și în sfârșit, golurile acele finuțe le-ai acoperit tu cu mulțimi, cu numere iraționale, se numesc asta, da? Numere iraționale. În final, hai să ne întoarcem la problema noastră. Am discutat, am vrut să văd dacă tu înțelegi foarte bine ce înseamnă mulțimea numerelor reale. Mi-am dat seama că acum am pus la punct și din clipa asta tu te vei duce la colegii tăi și le spune: am stat de vorbă cu prof online, am avut șansa asta și mi-a explicat ce înseamnă mulțimea numărul reale, da? Bun. Mădăline, urmărește-mă. Adeline. Cât face radical din numărul de Adeline? Adeline. Cât face radical din 9? 3, foarte bine. Dar radical din minus 4? Bun. Ce ar însemna? 2? Bun. Dacă face 2,
pe 2 trebuie să ridicăm. De ce ai spus tu mai sus că face 3? Pentru că 3 la a doua este egal cu 9, nu? Când te-am întrebat radical din 9. Dar radical din minus 4 ai spus că face 2. Ar trebui ca 2 la a doua să facă exact cât e sub radical, adică minus 4. Ce părere ai? 2 la a doua face minus 4? 4. Ei, se poate extrage radical dintr-un număr negativ? Nu, nu. Deci radical din minus 4 nu există. Radical din minus 4 egal cu niciodată, să nu mai dai niciun răspuns. Păi așa, radicalul de ordin 2 dintr-un număr negativ nu se poate. Nu se poate. Din, numai din numere pozitive. Din 9, din... Dar eu ți-am dat 9 pentru că am vrut să văd foarte repede rezultatul. Dar și radical din 2 ai spus tu că faci 1,41 și cu foarte multe, multe decimale acolo. În concluzie, Mădăline, autorul are grijă să spune așa, că A și B și C, cele trei numere, să fie numere reale pozitive. Da? Bine. Hai să ne întoarcem. Are rost să vă zic așa, radical din A. Deci radical din A, dacă A e pozitiv, pot să vorbesc de radical din A? Neapărat, așa e corect. Dar dacă ar fost negativ, puteam să vorbesc de radical dintr-un număr negativ? Nu, nu. Foarte bine, corect. Deci radical din A minus radical din B, totul la a doua, ce fel de număr îmi dă? Dacă ridic un număr la a doua, ce fel de număr îmi dă? Pozitiv, excelent. Mai mare egal decât 0. Foarte bine, Mădălin. Adelin, foarte bine. Acum, ți amintești formula binomului la pătrat? Cum se ridică un binom la pătrat? Bun. Deci primul loc la pătrat, de două ori locul întâi ori al doilea și plus partea a doua la pătrat. Deci echivalent, hai să zicem, echivalent cu locul întâi la pătrat, radical din A, totul la pătrat, minus de două ori locul întâi. Vorbește tu, condu-mă, că eu nu știu să fac mai departe. Ai putea să dai pe difuzor să se audă. De două ori radical din A ori radical din B, vorbește Cătălin, te rog, Mădăline, Adelin, te tot încurc, iartă-mă. Deci de două ori radical din A ori radical din B ori? Plus. Plus mai departe, te rog. Plus cine? Nu B, plus radical din B, te rog. Radical din B? Hai, hai. Radical din B la? Perfect. Mai mare egal decât 0, da? Da. Echivalent cu? Să reluăm din nou. Radical din A la pătrat cât face? A, nu, face A. A, 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 da. Hai să vedem încă o dată. Radical din 6 la a doua cât face? 6. 6, corect. Și așa și aici este, radical din A la a doua, fiindcă A e pozitiv, ne-am asigurat că e pozitiv, face A. Deci vine A, vorbește-mi, te rog. A plus. Minus, minus. Da, minus. 2. 2 radical din A, ori radical din B. Bine? Da. Plus? Plus B, perfect. E mai mare egal decât 0, da? Da. Echivalent cu? Rămâne A și plus B. Hai să zicem A plus B. Și cum spuneți voi, pe minus 2 radical din AB, care e un număr, îl ducem în partea cealaltă. Cum se duce într-o parte în cealaltă? Așa, dar de fapt știi tu care e povestea? Se adună plus 2 radical din AB și atunci... De ce e cu e plus 2 ori radical din A ori radical din B? Bine? Până aici? Da. Mădăline, hai în loc de radical din A și radical din Adeline, în loc de radical din A și radical din B, folosim radical din B plus radical din C. Minus. Minus radical din C, da? Da. Și apare
din, în virtutea aceleași idei de mai sus, va apare B plus C, scriu rezultatul ca să nu te mai țin mult. Deci, mai mare egal decât... Lasă-l pe el. Vorbește? Da. Mai mare egal decât... Radical din A ori? Radical din B. Radical din? Radical din B. Radical din B. Radical din B. Ori radical din? Din C. Din C, sigur că da. Și în sfârșit, C plus, de desubt scrie C plus A, e mai mare egal, C plus A, mai mare egal decât? Zi, te rog, mai vorbești? 2 radical din C ori radical din A. Că numele sunt C și A acum, luate în discuții. De acord? Da. Încă o dată, hai să reluăm. Le avem una sub alta scrisă așa. A plus B mai mare decât 2 radical din A ori radical din B. Da. Când a fost A și B. Dacă e B și plus C, va fi 2 radical din B ori radical din C. Ai scris-o pe B plus C sub ea? Ai scris B plus C mai mare egal decât 2 radical din B radical din C? Ai avut-o scrisă, nu? B plus C mai mare egal decât 2 radical din B radical din C. Este modelul celei de mai sus. Mai, Adelin, haideți să o luăm mai ușor. Deci prima care am muncit, pentru care am muncit noi, a fost asta, că A și plus B, deci două numere adunate, A și B, mai mare egal decât 2 ori radical din A ori radical din B. Bine? Prima care am muncit până... Mă auzi? Deci prima la care am muncit, când am plecat de la radical din A minus radical din B la pătrat mai mare egal decât 0, în final, ea a fost echivalentă cu a spune că A plus B mai mare egal decât 2 radical din A ori radical din B. Bine? Da. Dacă în loc de A pun pe B și în loc de B pun pe C, deci înlocuiesc pe A cu B și pe B cu C, din nou se repete formula de mai sus și vine B plus C, două numere adunate, mai mare egal decât 2 radical din ele două, din B și C. Mai înțeles, da? Da, da. Deci, eu am insistat și ți-am spus că, practic, o reluăm pe cea la care am muncit și nu o iau de la capăt, ci o copii, pur și simplu, locuim pe A cu B și pe B cu C. Mă auzi? Alo? Ei, dacă mă va suna, cred să o întreb legătura. Asta este. Dragilor, iată, transpirat așa pentru Dorin, din dorința de a reuși să-l pot convinge pe băiețelul acesta. De fapt, îmi dau seama că sunt foarte multe probleme în tot ce se întâmplă în școala românească. E nevoie de matematică, băieții părinți sunt nebuniți, mama... ea a fost cea care a sunat inițial, a apărut și băiețelul. Aceste lucruri sunt, asta fac colegii mei, pur și simplu au luat inegalitatea asta, este inegalitatea mediilor, media aritmetică mai mare egal decât media geometrică, deci media aritmetică mai mare egal decât media geometrică, care e mai mare egal decât media armonică. Eu am asta tot demonstrate pe internet, mă întrebau la ce lecții se va găsi, mi-e greu să spun între cele 110 lecții unde se găsește asta, însă, în pachetele de videouri am făcut, probabil că voi face următorul lucru, voi face un pachet de videouri cu inegalități aritmetice, geometrice, trigonometrice și mai departe. Voi vedea cum mă duc într-una din zile și pe chestia asta. Eu aici am făcut demonstrația că media aritmetică, care înseamnă A plus B pe 2, A plus B supra 2, mai mare egal decât radical din A ori B.
Deci, dacă aș fi pornit discuția cu el, pur și simplu, mă, dintre două numere pozitive, A și B, media ale medii mai mare egal decât media geometrică. Cred că mare lucru n-aș fi făcut deloc. Iată, dragilor, cum, și stimați colegi, voi cei care vă apucați de treaba acum, copiii se vin de vacanță după o perioadă lungă, mai ales cei de la noua, cu acomodare, cu tot nu știu ce. Cum să le dai așa ceva? V-ați interesat dacă ei știu ce înseamnă mulțime reale? A spus, nu știu, apar n-au. Ci numerele întregi, numere naturale întregi. Vorbim așa ușor și trebuie să introducem. Te apuci și dai inegalitatea asta? N-au nicio șansă. Dacă ei se apucă să mulțească, dacă eventual știu să mulțească numerele acestea, cele trei paranteze, nu vor ajunge niciodată la așa ceva. N-au nicio șansă. Pentru că în culise se ascunde această inegalitate. De unde vine inegalitatea? Le-am arătat de unde vine. De ce am posibilitatea să vorbesc de radical, de la așa radical? Am insistat. Nu degeaba autorul spune că la B și C să fie numere reale pozitive. Deci, nu vă grăbiți, dragilor, nu, stimați colegi, nu se face așa treaba. Deci, nu te duci repede, ai cartea, te aduci așa, ca să faci selecție de trebuie. Vezi că nu știu copiii tăi? Iată, părinții nu dorm noaptea, să gândesc, băi, ce să fac, o pleca pe internet, dau peste proful online, încearcă să intre cu el în legătură. Sigur, nu pot sta cu mii de elevi. Numai în seara asta mă ocup de altceva și iată, Roxana din Pitești și el de pe lângă Timișoara undeva, vin cu telefonul acesta și încearcă bieții de ei să găsească răspuns la aceste probleme pe care le au. Așadar, trebuie procedat cu doamna ministru. Nu bacalaureatul profesional este urgența numărul 1, ca să numim într-un fel, ci trebuie văzut ce, de unde trebuie să pornim? Care e partea de jos? Mă gândeam acum, în timp ce făceam toate povestea asta, ori știe toți cei care sunt participanți la festivale, la tot felul. Am văzut acolo performanță fantastică, tractoare din diverse țări. Păi ca să ajungă acolo, să ajungă să se realizeze produsul acesta, în spate e vorba de foarte multă matematică, extraordinar de multă matematică. Deci dacă nu înțelegem că nimic nu se poate face fără matematică și că de mici copiii trebuie organizați și dirijați, am mai spus-o și altădată, o spun în intervenția în care am avut-o la Antena 3, în direct acolo, am spus, dragilor, am descoperit că nu se poate realiza didactic pentru că există dezinteres. Între cei doi factori care participă, e vorba de elevi și profesor, sunt total dezinteresați. Și atunci veți vedea pe internet soluții la problema, la criza în care ne aflăm. Eu le-am descoperit pe acestea și am și găsit formulele acele de stimulare, de salarizare după performanța a fiecărui profesor și mai departe. Deci așa trebuie văzut. Acum ce mă întrebea? Păcat că n-am avut șanse să termin chestia asta. Elevul s-a întrebat legătura, probabil nici nu a avut unități, dar nu matematică la distanță prin telefon. Asta este greu. Mult îmi doresc să se întâmple, să apară o televiziune, să pot face orele acestea în direct, așa cum s-a întâmplat secvența asta, și să putem acoperi concret la clasă, adaptându-ne nivelul la care copiii se află. Nu făcând așa. Programul îmi spune, am găsit chestia asta, fac selecții. Cine știe să-l facă, îl face, cine nu. Dacă nu, de mâine veniți la meditație. Păi, nu, asta e soluția. Nu pot. Și n-au toți posibilități. Deci trebuie văzut totul în altă idee. Acum, dacă le mulțesc pe ăsta, A plus B pe lângă B plus C pe lângă C plus A e mai mare egal, dragilor, cu 2 ori 2 ori 2, 8. Iar radical din A la radical din A face radical din A la pătrat. Care înseamnă A. Radical din B, o radical din B face radical din B la a doua și face B. Ori, radical din C, o radical din C, care face radical din C la a doua și face C. Iată că A plus B pe lângă B plus C pe lângă C plus A face 8 A, B, C. Așadar, în scurt timp, am văzut cum se întâmplă. Am vrut să filmez asta pentru că din păcate, nu totdeauna reușesc să răspund. Multe telefoane care mă sună cu multe telefoane. La multe telefoane nu pot răspunde. N-am cum să pot răspunde așa. Aștept reacția naturală, aceea de a
putea, repet, să le spun tuturor, printr-un simplu, prin mediatizarea directă, prin filmul acesta pe care s-ar putea să, ar trebui să-l facă o televiziune și să-l transmitem direct, sau cei care nu sunt prezenți atunci, în momentul acela, înregistrăm și pe DVD, pe variante, la școli să ajungă. Altfel trebuie organizat. Deci, o pornim de jos. Nu am un echișițiu și îi dau drumul cu răspunsul ăsta. De aici, dacă începeam, scriam chestia asta, el e copii de pe tablă și nicio șansă nu ar să fi înțeles ceva. Cum trebuie făcut? Ați văzut. Asta trebuie făcut. Vă mulțumesc!